cele mai eficiente remedii naturale pentru a scăpa de stres. Majoritatea oamenilor suferă de stres din când în când. Stresul este răspunsul automat al organismului la orice cerere de schimbare care este percepută ca fiind dăunătoare. Atunci când o persoană se confruntă cu o situație amenințătoare, organismul reacționează instinctiv prin deslănțuirea unei cascade de hormoni care măresc bătăile inimii, presiunea sângelui și creșterea nivelului de energie. Această presiune este un răspuns natural al organismului de a face față situației. Stresul este o parte inevitabilă a vieții, dar există multe modalități ușoare de a face față acestei situații. Prin păstrarea unei perspective pozitive, a unor modificări a stilului de viață, a unei alimentații sănătoase și a unor remedii simple, putem gestiona în mod eficient stresul. Remedii pentru stres. Respirație lentă și profundă. Respirația lentă și profundă vă poate ajuta să vă calmați într-o situație stresantă. Prin respirația profundă, noi trimitem un mesaj către creier pentru a ne liniști și relaxa, iar apoi creierul comunică acest lucru corpului nostru. Când respirăm profund, mai mult oxigen intră în corp, ceea ce are un efect calmant asupra minții și corpului. De fapt, dacă 15 sau 30 de minute respirăm lent și profund zilnic, putem preveni stresul. Când vă aflați sub stres, stați sau întindeți-vă într-un loc liniștit și confortabil. Închideți ochii și respirați profund pe nas până la numărul 5. Țineți-vă respirația numărând din nou până la 5, apoi expirați numărând din nou până la 5. Repetați de 5-7 ori această metodă până vă veți simți relaxați. Sarea de mare. Sarea de mare este un alt remediu util și eficient pentru a vă ajuta să vă liniștiți când vă aflați sub stres. Stresul determină scăderea nivelului de magneziu în organism și crește nivelul de adrenalină. Sulfatul de magneziu, care se găsește în sarea de mare, este absorbit de corp atunci când facem baie într-o cadă în care am adăugat sare de mare. Acesta, la rândul său, ajută la reducerea stresului, favorizează relaxarea și ușurează anxietatea, iritabilitatea, insomnia și ritmurile anormale ale inimii. Adăugați o ceașcă de sare de mare și câteva picături de ulei esențial aromatic la alegerea dumneavoastră pentru a pregăti o baie relaxantă. Se amestecă bine până când granulele de sare se dizolvă în apă. Stați în această apă aproximativ 20 de minute și relaxați-vă. Vă puteți bucura de această baie liniștitoare de 2 sau 3 ori pe săptămână. Ceaiul de mușețel. Mușețelul este o plantă folositoare pentru reducerea stresului. Natura e calmantă și liniștitoare, are un efect sedativ asupra sistemului nervos central. Ajută la relaxarea mușchilor, la ușurarea anxietății și la promovarea unui somn mai bun. Puteți bea până la 4 cești de ceai de mușețel pe zi pentru a lupta împotriva stresului. Pentru a face ceaiul, adăugați 2 lingurițe de mușețel uscat la o ceașcă de apă fierbinte. Acoperiți și lăsați la infuzat timp de 10 minute. Puteți adăuga miere după gust. Masajul. Masajul corporal, de asemenea, funcționează ca un eliberator de stres pentru mulți. În conformitate cu medicina tradițională chineză, masajul ajută la deschiderea canalelor de energie blocată pentru a reduce stresul și pentru a îmbunătăți sănătatea generală.
este cunoscut faptul că masajul stimulează relaxarea mușchilor scheletici, crește circulația sanguină și limfatică și reduce anxietatea. Pentru un masaj relaxant, puteți folosi ulei de ususan, de măsline sau de cocos. Încălziți ușor uleiul ales de dumneavoastră. Utilizați uleiul cald pentru a vă masa fruntea, gâtul, umerii, spatele și tălpile picioarelor. După aceea, faceți o baie fierbinte. Puteți masa zilnic corpul sau după caz când este necesar pentru a reduce stresul. Busuiocul. Busuiocul este o altă plantă neprețuită, care este cunoscută pentru promovarea sănătății generale și funcționează ca agent natural împotriva stresului. Busuiocul are o puternică activitate antioxidantă, antibacteriană și antivirală. Fiind o plantă adaptogenică, aceasta îmbunătățește răspunsul natural al organismului la stresul fizic și emoțional. Se mestecă 10-12 frunze de busuioc proaspăt de 2 ori pe zi. Puteți bea chiar o ceașcă de ceai de busuioc pentru a reduce stresul. Pentru a face ceaiul, puneți o linguriță de frunze proaspăt de busuioc într-o ceașcă de apă clocotită. Acoperiți și lăsați la infuzat timp de 5 minute. Puteți adăuga miere după gust. Ceaiul verde. Ceaiul verde este un amestec din mai mulți polifenoli. Ceaiul verde este bogat în tipuri unice de catechine. Ceaiul verde conține un aminoacid care promovează producerea undelor cerebrale alfa, care, la rândul lor, reduc stresul, încurajează relaxarea și îmbunătățesc concentrarea. Acest aminoacid joacă un rol esențial în dezvoltarea acidului gamma-aminobutiric, un neurotransmițător care promovează relaxarea. Adăugați 2 linguriță de frunze de ceai verde într-o ceașcă de apă caldă. Acoperiți și lăsați-o la infuzat timp de 5 minute. Puteți adăuga suc de lămâie proaspăt și miere după gust. Puteți bea 2 până la 3 cești de ceai verde pe zi pentru a reduce stresul. Vitamina B. Pentru a preveni stresul și pentru a vă îmbunătăți starea de spirit, începeți să luați vitamina B. Acest grup include toate cele 8 vitamine, care favorizează buna funcționare a creierului și a sistemului nervos. Luptă împotriva stresului și a oboselii. Stresul creează o cerere fiziologică mai mare asupra corpului. Perioadele de stres conduc la creșterea activității metabolice. Mâncarea nesănătoasă poate face lucrurile să se înrăutățească dacă sunteți stresat. De fapt, deficitul de vitamina B în organism poate provoca iritabilitate, depresie și apatie. Deci, atunci când suntem stresați, trebuie să mâncăm mai multe alimente bogate în vitamina B. Din această categorie fac parte fasolea, mazărea, arahidele, spanacul, avocado, cartofii, bananele, leguminoasele, ouăle și produsele lactate. Puteți de asemenea să luați suplimente de vitamina B. Reflexologia. Cum principalul efect al reflexologiei este relaxarea, puteți calma stresul cu niște exerciții de reflexologie la mâini. Vă voi arăta mai departe câteva dintre acestea. Cu degetul mare, stâng, masați în jurul bazei degetului mare drept. Cu degetul mare stâng, masați palma mâinii drepte transversal de la stânga la dreapta. Urcați de-a lungul degetului mare. Cu degetul mare stâng, masați toată zona dintre mijlocul părții cărnoase de la baza degetului mare drept și V-ul
format de degetul mare și arătător. Cu degetul mijlociu, stâng, masați marginea exterioară a mâinii drepte, în fața osului carpian. Folosiți degetul mare stâng pentru a masa vârful degetului mare drept. Cu degetul mare drept, masați pe liniile orizontale dinspre zona degetului mic peste palma stângă. Masați fiecare dintre zonele indicate de 2-3 ori în fiecare direcție. Dacă vreuna dintre părți este extrem de sensibilă, masați-o din nou, delicat. Sfaturi suplimentare. Încercați să păstrați lucrurile organizate pentru a vă bucura de liniștea și sentimentul de control al vieții. Limitați utilizarea internetului și a telefonului, astfel încât să puteți petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Încercați să aveți un somn cât mai liniștit. Bucurați-vă de o plimbare de 30 de minute, de câte 5 ori pe săptămână. Limitați consumul de alcool, cofeină și zahăr. Consumați alimente sănătoase, cum ar fi cereale integrale și proteine, pentru a vă îmbunătăți starea de spirit și pentru a lupta împotriva stresului. Includeți mai multe alimente cu vitamina C în dieta dumneavoastră. Vitamina C ajută la reducerea nivelului de hormon de stres. Dacă fumați, renunțați la fumat. Ascultați muzică liniștitoare. Aromaterapia poate oferi de asemenea remedii foarte bune pentru reducerea stresului. Căutați-vă un hobby, cum ar fi să tricotați, să citiți, să cântați, pentru a vă menține viața fără stres.